Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Un pod care leagă cele două maluri de Prut, reabilitat de către Guvernul României, a fost dat în exploatare la sfârșitul anului 2021. Valoarea lucrărilor a fost de 8 milioane de lei. De asemenea, podul Leova-Bumbăta urmează a fi funcțional, lucrările de construcție fiind realizate în proporție de 50%. Alte patru poduri peste Prut, la Ungheni, Leușeni, Scurlen și Cahul, urmează a fi construite, reconstruite sau reabilitate în următorii ani de România pentru a consolida conexiunea cu Republica Moldova și rețeaua de drumuri regionale. Programele din domeniul infrastructurii rutiere, necesitatea unui sistem rutier integrat și modern, actuala infrastructura podurilor peste Prut sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi. Fiți aproape! După cum știți, guvernul nostru are ambiții majore pe domeniul transport și infrastructură. Anume, din această cauză am creat un minister aparte care gestionează aceste domenii. Moldova va beneficia de construcția unui nou pod peste Prut, la Ungheni. Acest pod va scurta călătoria spre Iași cu 30 de minute. Vom avea un nou pod peste Nistru, lângă Soroca, care va scurta călătoria la Kiev și va atrage noi fluxuri de transport de mărfuri. Urmează să reabilităm podul Giurgileș-Galați pentru a-i majora capacitatea. Avem asigurate finanțări majore pentru tronsoanele Leușeni-Chișinău-Dubăsari, Unguri-Soroca, Tighina-Căușeni-Cimișlia, Slobozia-Mare-Giurgiulești, Hâncești-Leova-Cantemir, Centura de la Vulcănești și alte drumuri care devin, începând cu anul viitor, șantiere. Acum au loc lucrările de execuție al marcajului rutier din termopas, ceea ce înseamnă finalizarea lucrărilor de construcție la drumul de centura orașului Comrat, drum important pentru însuși orașul Comrat și pentru regiunea de sud a Moldovei. Vorbim despre traseul Chișinău-Giurgiulești, pe unde circulă camioane de marfă către portul Giurgiulești. Which is constructed equivalent to European norms, which is a high standard bypass project. We have a guarantee period of 2 years, but we do not expect any repair or maintenance before minimum 10 years. Se construiește de la zero, se fac terasamente, deci este un efort mare și este și un proiect mare. Costurile se ridică la 250 milioane de lei. Deci, pe partea Republicii Moldova, nu facem un drum provizoriu, facem un drum așa cum trebuie, cu gândul că peste ceva timp acolo va fi și un pod permanent, nu doar de pontoane. Colegii de la Administrația de Stat a Drumurilor, inclusiv cu Ministerul Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră, lucrează într-un regim alert ca acest pod să fie deschis cât mai repede. Guvernul a aprobat acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova pentru definirea aspectelor tehnice, financiare, juridice și organizatorice privind consolidarea podului rutier de la frontieră între România și Republica Moldova, peste Prut, între localitățile Galați și Giurgiulești. În baza acestui acord, cele două guverne se angajează să consolideze acest pod rutier de frontieră, devenit cu atât mai important cu cât am văzut cu toții, a crescut foarte mult valoarea de trafic, de persoane, de mărfuri între România și Republica Moldova. Cum reabilităm, modernizăm și cum extindem rețeaua de drumuri naționale, cum stabilim un mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice și vorbim evident despre infrastructura podurilor rutiere peste Prut. Discutăm despre toate în această seară cu invitații emisiunii. Alături de noi sunt doamna Lilia Dabija, secretar general Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Republicii Moldova și domnul Serghei Galușca, director adjunct Administrația de Stat a Drumurilor. Bună seara, stimați invitați, bine ați venit și revenit. Bună seara. Așadar, pentru început, poate să încercăm să facem o radiografie
doamna Dabija, domnul Gălușca, o radiografie a momentului ce ține de infrastructura podurilor rutiere peste Prut. Care sunt, în ce stare se află și poate inclusiv care sunt cele în fază de proiectare la nivel de angajamente, de planuri, de obiective? Mulțumim pentru invitație. Mă bucur că avem încă o ocazie să expunem proiectele pe rol aflate în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și a colegilor noștri de administrația de stat a drumurilor, pentru că, după cum am spus anterior, deja drumurile de flori s-au materializat în drumuri de piatră, continuăm să realizăm acest obiectiv important. Ori un drum european este un drum bun, un drum care trece inclusiv prin statul nostru. Nu zadar la minister, la moment, ne preocupăm de îmbunătățirea infrastructurii rutiere, cu atât mai mult că în curând urmează ca Comisia Europeană să ne aprobe o nouă hartă a rețelei de transport TEN-T, rețeaua de transport europeană din care va face parte și face parte la moment rețeaua de transport a Republicii Moldova. În ceea ce vizează podurile de care ați vorbit deja, într-adevăr, după cum a observat și în reportajul din debutul emisiunii, podul de la Ungheni-Ungheni este deja în derulare. Acordul fiind semnat încă în februarie, la începutul acestui an, deja în România, colegii din Ministerul de Resort se îngrijesc pentru obținerea avizului de mediu, ceea ce va demara ulterior procedura de achiziție și nemijlocit de construcție acestui obiectiv important. Este un obiectiv major, după cum spuneam, pentru că este o parte conexă a rețelei de drum transeuropene, dar și nemijlocit a viitoarei autostrăzi Chișinău, Ungheni-Chișinău-Odesa, care își are debutul încă de pe teritoriul statului român, autostrada Unirii, iar pentru segmentul de drum Ungheni-Chișinău și ulterior Chișinău-Odesa, deja avem identificate sursele de finanțare pentru elaborarea studiului de fezabilitate din cadrul proiectului Drumuri 4, de care am să vorbesc în cele ce urmează. Va fi un pod din alte două poduri paralele, un pod nou. Detaliile tehnice cred că ne le va comunica în cele ce urmează colegul meu, Sergio, de la Administrația de Stat al Drumurilor. Nefiind unicul obiectiv, chiar iarăși în debutul acestei emisiuni ați expus podul de la Giurgiuleș-Galați, deja reabilitat cu suportul și prin aportul statului român, cele peste 8 milioane de roni investite în reabilitarea acestui pod, urmează și altele pe care le negociem la moment cu colegii din Ministerul de Resort din România. Vorbesc aici de podul de la Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni și cel de la Cahul-Oancea. Pentru semnarea acestor acorduri suntem în procedură de negociere a textului, dar, dat fiind faptul că obiectivul edificării unor și mai multe, unei multitudini de poduri este foarte important pentru minister, de asemenea negociem un text generic al modalității tehnice de construcție, reabilitare și modernizare a podurilor peste râul Prut. În discuții cu colegii din România mai avem podurile de la Leca Folciu, cel de la Leova Bumbătă, care tinde să devină un pod de piatră, de asemenea Sergiu ne va comunica detaliile tehnice. Este imperios necesară edificarea acestui din urmă pod, în măsura în care lanțurile deja valorice și de import-export a produselor a fost esențialmente modificat în virtutea ultimilor evenimente nefaste din statul vecin. Vorbeam atunci și de podul de la Leca-Folciu, vorbim de cel de la Răducăneni-Borboieni, ulterior vom comunica și de alte poduri, dar și peste râul Nistru. Să nu uităm de la cel de la Cosăuți-Iampol. Noi deja am negociat cu colegii din Ucraina textul acestui acord, urmând a fi semnat într-o perioadă, sperăm noi, nu atât din depărtată, care de asemenea va face parte din rețeaua transeuropeană. Sunt multe de discutat, pentru că într-adevăr sunt multe obiective care acum sunt realizate, domnule Gălușcă. Dacă ne-am oprit la acest moment de actualitate, poate. Cunoaștem că derulați multiple proiecte de construcție, de reconstrucție, reparația drumurilor, inclusiv în zonele de acces către frontiera cu România. Ajungem și până la poduri, dar
anume la infrastructura rutieră. Ce rezultate avem poate până în prezent și care sunt acele care urmează să fie date în exploatare în viitorul apropiat? Ok. Avem, de fapt, finanțarea sau domeniul de implementare a proiectelor este divizat la noi la administrație pe câteva direcții conceptuale. Una din direcții ar fi fondul rutier, care este divizat prin întreținerea periodică, curentă și tot ce egal, ce e legat de anexa numărul 1, o numim noi construcțiile capitale, de fapt implementarea unor proiecte de execuție și deja finanțările externe la care s-a referit și doamna secretar. Pe finanțări externe, de fapt spuneam în pauză că aceste două luni vor fi cumva productive în domeniul dărilor în exploatare a sectoarelor de drum reabilitate. Sergiu, dacă îmi permiți chiar aici o remarcă, pentru că este foarte potrivită. Avem la moment 540 de kilometri de drum aflate în șantier. Din cele 35 de șantiere, 25 dintre acestea sau obiectivele care se reabilitează din contul surselor interne, dar și externe, vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. Chiar în aceste clipe, colegii noștri de la Administrația de Stat a Drumului, a Drumurilor, dar și domnul ministru, în soție de doamna prim-ministru, se află pe drumul de ocolire a satului Bahmut, care pe tronsonul respectiv astăzi a fost permisă circulația mijloacelor de transport. Este un tronson foarte important, fiind reabilitat, sau mai bine zis, construit ca și drum nou, dintr-un grant oferit de Uniunea Europeană de peste 15 milioane de euro și este doar unul din aceste obiective. Vineri vă invităm să mergeți cu noi la lansarea sau la deschiderea circulației pe un alt sector de drum foarte important, drumul nou de ocolire a orașului Comrat, care de asemenea este finanțat din contul băncii europene. Alte obiective le vom zice pe parcurs, dar l-aș ruga într-adevăr pe domnul Gălușcă să intervină cu prioritățile pe care le-am propus și le-am identificat noi spre finanțare din cuprinsul programului de finanțare, care dispune de anumite obiective alocate din bugetul de stat prin intermediul fondului rutier. Da, după cum spunea și doamna Dăbija, avem mulțime de obiecte în derulare, ele sunt la diverse etape de implementare, o mare parte din ele urmează a fi definitivate anul curent, drumul G122, care urmează a fi finalizat anul acesta lucrările de reparații, G125. Anul viitor urmează a fi finalizat, apropo, executăm lucrări de reparații, remedierea degradărilor atestate la podul la Leușeni, peste Prut, care o să dă un plus de siguranță și capacitate de trafic în zonă. Deci, vă spun, o mulțime de obiecte în derulare care eventual am ați acest. Menționat ambii despre fonduri, despre sume. Doamna Dăbija, ce investiții, ce sume poate sunt proiectate, sunt prevăzute pe termen scurt, pe termen mediu, inclusiv pentru aceste investiții în infrastructura rutieră la graniță cu România? Deci, pentru investițiile interne alocate prin intermediul fondului rutier în cadrul legii bugetare anuale, în acest an dispunem de 1,8 miliarde de lei. Recenta amendare a legii bugetare a adus în cadrul acestui fond peste 300 de milioane, dintre care 250 de milioane au fost alocate pentru construcția drumului, 3,5 km de drum ca și căi de acces și a infrastructurii platformelor pentru staționarea mijloacelor de transport, da, și sediul organelor vamale și a organelor poliției de frontieră. Mă refer aici la podul Leova-Bumbă, da? Banii la moment sunt valorificați pentru că agentul economic selectat pentru construcția acestui sector de drum este în derulare. Alte obiective care sunt finanțate din cadrul programului fondului rutier, le-a menționat colegul meu, până la moment avem o absolvare
absorpție de peste 80% din fondul rutier. Până la finele anului, la sigur, vom absorbi cele 100% dedicate, pentru că urmează perioada rece a anului. Banii sunt alocați inclusiv și pentru întreținere, dar și pentru curățarea drumurilor pe perioada rece a anului. Ce mizăm pentru anul următor? Să realizăm aceste obiective, să dispunem de mai multe mijloace financiare necesare reabilitării și întreținerii drumurilor, și vorbesc aici la drumurile naționale, la drumurile care se află în administrarea Ministerului, dar și a colegilor de la ASD, sunt cei peste 5902 km de drumuri categorisite în trei tipuri. Sunt drumurile expres M, sunt drumurile regionale G și sunt drumurile republicane cu indicele R. Cele mai multe dintre acestea, evident, sunt drumurile regionale și locale. Drumurile care republicane sunt cele care fac conexiunea dintre capitală și diferite alte obiective, dintre capitală și centrele raionale, și drumurile regionale care sunt finanțate din fondul rutier, după cum am zis-o. În ceea ce vizează drumurile locale, care sunt finanțate din fondul rutier cu o destinație dedicată, în dependență de numărul de kilometri administrați de apeleuri de nivelul 2, mă refer aici. Sunt în jur de peste 3000 de kilometri de drumuri, iar drumurile aflate, comunale aflate în administrația autorităților publice locale de nivelul 1, de asemenea beneficiază de transferuri cu destinație specială prin intermediul legii bugetare anuale, alocată în dependență de numărul populației situate în localitatea respectivă. Vreau să menționez că, datorită amendamentelor operate la cadrul normativ, începând cu 1 ianuarie acestui an, a fost majorată valoarea alocată către autoritățile publice locale de nivelul 1, care a crescut de la 400 milioane la peste 800 de milioane. E vorba de cele 100% din taxa acumulată pentru utilizarea mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova, utilizarea drumului de către mijloacele de transport respective. Evident că criteriile de selectare a celor tronsoane de drumuri care sunt reabilitate, reconstruite, modernizate, sunt cert determinate prin intermediul programului fondului rutier aprobat de Consiliul Fondului Rutier, dar și nemijlocit în baza unui sistem de management care urmează să fie implementat început cu debutul anului următor de către colegii mei de la Administrația de Stat a Drumului. Cred domnul Gălușcă va veni cu anumite detalii. Elementele definitorii ale acestui sistem de management sunt frecvența sau intensitatea circulației pe sectoarele de drumuri respective, importanța economică, importanța socială, necesitatea asigurării riscul sau evitării riscului sau asigurarea siguranței, protecției pe circulații pe drumurile respective, a criteriului de protecție a mediului, etc. Astea sunt obiectivele sau, mai bine zis, criteriile de selectare a drumurilor cu finanțare din cadrul programului fondului rutier. În ceea ce vizează asistența externă, pot să menționez ajungem în și detalii și aceste proiecte. Ajungem și la asistența externă, sprijinul extern, dar până atunci, dacă am încercat poate să exemplificăm pe fiecare obiectiv, la ce etapă suntem. Domnule Gălușcă, de exemplu, inclusiv la ce etapă se află acum lucrările la podul Leova Bumbăta, cum merg lucrările, când urmează sau când este preconizată darea în exploatare? Deci, obiectivul dat, după cum știți, au fost demarate lucrările prin niște indicații prin decizia Comisiei Situații Excepționale. Pentru a decongestiona traficul, care era destul de intens și focusat pe alte puncte de frontieră, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au adoptat într-adevăr o decizie privind instituirea acestui pod de pontoane la început, dar care noi vrem cu toată credința și să se materializeze și devină de fapt un pod permanent capitală care să asigure siguranță și fluiditate la hotar în regiunea dată.
Deci obiectul menționat, contractul, valoarea contractului constituie circa 253 de milioane de lei. Cumva anterior se discuta în presă despre că de fapt e un costul puțin exagerat. De fapt nu s-a înțeles esența că pe lângă cei 3,5 km de drum de acces este drum de adiacent pentru pe ocolirea orașului Leova. Sunt două platforme, un parcaj adiacent drumului de acces și platforma punctului de trecere a frontierei care se face în conform tuturor regulilor de amplasare a infrastructurii punctului de trecere a frontierei și de fapt elementele astea ca suprafață depășesc cu mult lungimea acestui drum. Deci în practic avem un obiectiv destul de amplu care necesită a fi implementat într-un termen foarte restrâns și noi ne-am luat angajamentul ca gestionarul acestui proces să facem tot ce ne stă în putere pentru implementarea acestui obiectiv. La moment există careva deficiență, dar eu cred că îl depășim cu ușurință într-o implementare obiectivului care noi l-am propus. Deficiențele de care vorbește domnul Sergiu sunt legate de necesitatea lărgirii gropii de împrumut. Este un teritoriu din care se extrage materialul necesar construcției acestui drum, pentru că vorbim de un drum nou de 3,5 km. Urmează să soluționăm acest aspect pentru a continua și a finisa în termeni atingerea acestui obiectiv. De asemenea, vreau să zic că recent, chiar săptămâna trecută, guvernul a aprobat o hotărâre de guvern prin care pentru Leova-Bumbăta a fost instituit un nou punct vamal de trecere a frontierei. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că următorul obiectiv ce necesită a fi realizat este instituirea unui pod permanent. Un punct de frontieră cu statut permanent asigură conexiunea, asigură un fluidizare a traficului, congestionarea traficului și nemijlocit derularea operațiunilor comerciale externe, import, export și alte regimuri vamale, prin intermediul acestui punct vamal. Pentru că, după cum spunea și Sergiu, nu e un drum și nu e doar un simplu pod, sunt platforme, sunt conexiuni care urmează să asigure fluidizarea traficului de care deja am vorbit. Sunt anumite date privind în exploatarea acestuia? Deci, contractul prevede construcția pe o perioadă de 14 luni, deci semnat în septembrie. Totodată, noi ne propunem ca până la finele anului curent să asigurăm circulația pe drumul, pe întreaga lungime a drumului de acces. Ulterior, pe anul viitor, vor fi demarate lucrările sau continuate lucrările pe alte aspecte adiacente, care de fapt conexe, care de fapt duce la implementarea totală a proiectului. Dar la moment nu pot să intervină pentru a stopa traficul. Există vreo agendă privind proiectele de desfășurare, proiecte de infrastructură peste Prut sau cel puțin o agendă de care vă țineți preconizată? Evident, avem o astfel de agendă. Prioritare sunt podurile, cel de la Ungheni-Ungheni, urmează celelalte poduri, Leușeni-Albița, Sculeni, Sculeni-Cahul-Oancea, pentru care suntem pe ultima sută de metri în procedura de negociere a textului acordurilor. Iar concomitent începem studiul de fezabilitate, finanțare, am zis că am identificat prin intermediul BI-ului, pentru autostrada, podul Ungheni-Ungheni fiind parte componentă acestei autostrăzi, la Târgu Mureș, Iași, Ungheni, Ungheni-Chișinău și nemijlocit spre Odessa. Pot să zic câteva detalii pentru aspectul de autostradă. Este unul dintre obiectivele pe care le-am solicitat noi ca și stat în luna iunie acestui an, când în cadrul zilelor conectivității europene, domnul ministru Spânu și omologul dânsului ucrainean au semnat un demers către comisarul european privind aprobarea acelorași
cărți TENT de care am pomenit, care vor identifica elementele definitorii ale acestei autostrăzi, pentru că dacă inițial autostrada cuprindea tronsonul dintre Ungheni, Chișinău, acum s-a lărgit acest obiectiv, au crescut aspirațiile noastre și ale vecinilor din Ucraina și autostrada va include în sine deja și tronsonul Chișinău-Odessa. Pentru traseul Chișinău-Ungheni-Chișinău am identificat sursele financiare pentru studiul de fezabilitate care ne va demonstra valoarea mijloacelor bănești necesare construcției sau edificării acestei autostrăzi. Elementele constituente ale autostrăzii sunt fie lărgirea, supralărgirea anumitor drumuri care deja sunt existente, construcția unor elemente de drumuri noi, elementele de infrastructură nemijlocit care vor asigura conectivitate și mobilitate. Ori, după cum spuneam la început, drumurile europene trec și prin statul nostru și, evident, un drum european semnifică un drum bun. Noi la Minister suntem conștienți de aceste tendințe, de aceste obiective pe care ni le-am pus și pe care tindem să le atingem, pentru că drumurile sunt construite cu respect pentru cetățenii statului nostru. În momentul în care avem trei obiective pe care să le realizăm, vorbim aici de integrarea europeană a statului nostru, vorbim aici de asigurarea unui trai decent cetățenilor statului nostru și, de ce nu, de asigurarea unui mediu propice pentru activitatea investițională. Pentru că investițiile în drumuri sunt investiții în viitor. În momentul în care se fac investiții de anvergură în infrastructura drumurilor, peste ceva timp acest activ al statului, evident, va genera și profit. Suntem și la o etapă în care ne-am trasat și acest obiectiv de țară, proiectul de țară Strategia Națională Moldova-Europeană 2030. Doamna Davija, sunt și anumite obiective de dezvoltare implicit pentru infrastructura rutieră trasată în acest document? Evident. Și eu sper ca să avem acum o imagine din teritoriu, ca să zic așa, captivantă după noi. Acest deziderat Moldova Europeană 2030 este titlul strategiei care se află la moment pe rol în fața legiuitorilor, evident că are o secțiune dedicată infrastructurii de transport. Pe lângă celelalte domenii aflate în apanajul Ministerului, și vorbesc aici de necesitatea asigurării eficienței energetice, a securității energetice, a proiectelor de dezvoltare regională, un loc aparte ocupă și secțiunea dedicată infrastructurii drumurilor. Sunt inserate nemijlocit în cuprinsul strategiei podurile ce urmează a fi construite, autostrada de care am vorbit deja, dar și nemijlocit obiectivul privind reabilitarea și întreținerea drumurilor de importanță regională, națională și locală. Dacă revenim poate inclusiv la poduri, domnule Gălușcă, vă rugăm să ne povestiți despre podul de Galați. Cum au decurs lucrările? Care este capacitatea de trafic după reparație? Cum s-a finanțat această lucrare? De către cine? Ce proporții și ce porțiuni? Da. Podul Giurgiuleș-Galați a fost executat din fondurile surse financiare a României, respectiv au demarat și licitația, au desemnat că câștigătorul este un antreprenor din România. A fost executat după cel mai înalt standard, deci practic se menține aceeași capacitate portantă la care a fost proiectat. Doar că se circulă deja în siguranță și conform tuturor standardelor. Este un pod sau reabilitarea acestui pod este o investiție a satului român de peste 8 milioane de roni, după cum deja am menționat. Lungimea acestuia este de 125 de metri. Noi cu colegii din Administrația de Stat a Drumurilor și colegii din Ministerul Omolog din România am participat la momentul de dare în exploatare acestuia. Recepția la terminarea lucrărilor a justificat investiția efectuată. Ori punctul de conexiune pe punctul de frontieră Giurgiuleș-Galați, de asemenea, este de importanță sporită. Despre următorul obiectiv de care a vorbit deja și Sergiu, Leova-Bumbăta, este
în lista noastră prioritară. Despre Ungheni, după cum v-am pomenit deja și v-am vorbit, investițiile statului român sunt în jur de peste 40 de milioane de euro. Dânșii vor suporta aceste cheltuieli pentru construcția nemijlocită a podului formată din două benzi paralele. Statul nostru va suporta cheltuiala de peste 37 milioane de lei pentru construcția celor 800 de metri de cale de acces. Deci este infrastructura de acces către acest pod. La moment, la minister, ne îngrijim de aprobarea componenței comisiei mixte prevăzută de acordul ce reglementează procedura de construcție și reabilitare acestui pod, în componența căruia sunt reprezentanții instituțiilor de resort din Republica Moldova, ce vor asigura o strânsă colaborare cu colegii din România pe toate aspectele tehnice de construcție, iar ulterior, cu o frecvență de din 2 în 2 ani, pe aspectele de întreținere a acestui pod. Continuăm, iată, să vorbim despre proiectele de infrastructură rutieră din România, investițiile României în Republica Moldova și ne mijlocim despre acest obiectiv. Leova Bumbăta, alături de noi sunt domnul primar de Leova, Alexandru Bujorean. Bună seara! Bună seara! Și îl salutăm pe domnul Nicolae Popovici, purtător de cuvânt, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Bună seara! Bună seara! Bună seara, stimați telespectatori! Domnule Bujorean, prima întrebare către dumneavoastră, pentru că și până acum discuția din studio a fost foarte mult fixată pe acest proiect Leova-Bumbăta. Care este, de fapt, istoria, poate tragică, a podului de la Leova-Bumbăta până în prezent? De toate, aș vrea să salut prezența în platou a colegilor noștri de la guvern, doamna secretar general, doamna Gabija, domnul Sergiu Gălușcă de la Administrația de Stat a Drumurilor, cu care, de fapt, conlucrăm în mod direct, zilnic, suntem în contact și la telefon și direct, atunci când apar anumite situații sau impedimente care sunt firești în realizarea oricărui obiectiv de infrastructură, cu atât mai mult a unui obiectiv atât de impunător. Și cu această ocazie vreau să mulțumesc și Guvernul Republicii Moldova pentru că a identificat sursele necesare pentru construcția acestui obiectiv, care este, de fapt, un vis al tuturor leovenilor de mai bine de 70 de ani, atunci când în 1943 acest pod a fost bombardat de sovietici, fiind văzut probabil ca și o cale de acces a altor trupe armate în această regiune a Moldovei, dar spre regret acest neadevăr istoric pe parcursul a 70 de ani nu a fost reparat, nu a fost restabilit și iată că am ajuns să trăim această zi care este până la urmă o perioadă, un vis pentru mulți leoveni, așa cum am mai spus, exprimându-ne speranța că până la finele acestui an vom avea acest pod flotant, iar în perspectivă, ținând cont și de investiția enormă care depășește cu mult prețul unui pod permanent, să avem în viitorul mai apropiat sau mai puțin apropiat, n-ar fi de dorit, un pod capital, un pod permanent care să lege Republica Moldova de România, localitatea, orașul Leova de comuna Vetrișoaia și localitatea Bumbăta din județul Vaslui, acolo unde foarte mulți leoveni au rude, au prieteni și pe care, ca să-i vadă, trebuie să facă un drum de ocolire prin Cahul, prin Oancea. Vreau să spun că amplasarea viitorului punct de trecere a frontierei de stat este aceeași care a fost și până la bombardarea acestui pod. Este una destul de reușită din punct de vedere a distanței aproximativ egale între punctul de trecere Oancea, Cahul și Leușeni, Hâncești. Și pentru noi, nu doar ca și oraș, dar ca și raion și probabil chiar ca și regiune, pentru că suntem interconectați și cu vecinii din Cimișlia, din Cantemir și chiar satele aflate de-a lungul râului Prut din raionul Hâncești. Acest pod ar însemna și o dezvoltare economică și un impuls economic pentru, așa cum menționa doamna secretar general, pentru crearea unui climat investițional favorabil. Și acest aspect este la fel foarte important pentru noi, pe lângă cel istoric și sufletesc pe care îl avem. Și pentru că purtăm acest dialog Chișinău, Leova, Iași, domnule Popovici, s-a discutat inclusiv în acest studio despre această perspectivă a Republicii Moldova de a se integra în rețeaua transeuropeană de transport. Cum se vede pe partea română inclusiv acest obiectiv, această perspectivă?
pentru că mai înainte domnul primar a făcut un scurt istoric, aș dori să încep prin a face o singură precizare, că în urmă cu circa 100 de ani, pe Put erau 27 de poduri. Astăzi, câte mai sunt? Câteva. Ne dorim foarte mult să fie măcar jumătatea din ele funcționale, care să ne asigure trecerea cât mai rapidă de pe o parte pe cealaltă a Putului. În primul rând să spunem că în România, chiar zilele trecute, a fost făcută o prezentare a situației infrastructurii rutiere și domnul ministru Grindeanu spunea că deja avem semnate 45 de contracte pentru modernizarea infrastructurii rutiere cu o valoare totală de peste 17 miliarde de lei. Sunt proiecte cu finanțare europeană și aici trebuie să spunem că este o absorpție de peste 8,8 miliarde de lei, ceea ce este un lucru excelent. Așadar, fondurile europene ne ajută enorm de mult să îmbunătățim infrastructura și, de ce nu, să o și înnoim. Pe de altă parte, trebuie să vorbim de noutate, pentru că noi așa așteptăm autostrăzile care să treacă prin amândouă părți ale Prutului. Și trebuie să spunem că autostrada A7 de la Ploiești-Pașcani spre Siret a început deja să prindă contur. Din cei 320 de kilometri cât va avea în final această autostradă, sunt deja semnate 4 contracte de execuție din 13. Toate celelalte tronsoane până la Pașcani se află în procedură de licitație, 2 dintre ele având chiar câștigătorul desemnat. Pe de altă parte, pentru că vorbim și de autostrada A8, zilele trecute a trecut o etapă foarte, foarte importantă, în sensul că a fost eliberat primul aviz de mediu, ceea ce înseamnă că de acum se poate trece la proiectare și execuție. Urmează așadar un moment istoric, pentru că nu e așa, un contract de proiectare și execuție înseamnă că deja suntem cu lopețele, cu sculele pregătite, ca să spunem așa cum se vorbește în popor. Până la sfârșitul anului vor fi lansate licitațiile pentru proiectarea și execuția secțiunilor de cap Târgu Mureș, Merconirajului și Leghin, Târgu Neamț. E vorba de cele două care spuneam că au avize. De asemenea, sunt în derulare și activitățile pentru celelalte sectoare, astfel încât anul viitor să avem licitații pentru proiectare și execuție la toate loturile. Este un lucru extraordinar de important pentru noi, pentru că am depășit foarte, foarte multe greutăți și asta numai pentru o implicare foarte bună atât a autorităților, cât și, hai să o recunoaștem, și a societății civile, pentru că avem și câteva asociații care s-au implicat și care ne-au ajutat foarte, foarte mult. De altfel, unul dintre reprezentanții asociațiilor civile care a luptat pentru autostrăzi și care luptă pentru autostrăzi, este vorba de consilierul ministrului transporturilor, domnul Cătălin Urtoi, este acum implicat nemijlocit în derularea activității pentru autostrăzi, șosele de ocolire ale municipiilor și așa mai departe. Pentru că vorbim de A8, să mai spunem că principalii pași pe care trebuie să-i facem în perioada următoare, așa cum spuneam, lansarea licitației de proiectare și execuție pe capete, finalizarea acordului de mediu pentru secțiunea 2 Merconirajului Leghin, închiderea STF-ului pe tronsonul Târgu Mureș, Târgu Neamț, depășirea etapei AMC-2 pe tronsonul Moscova-Ungheni și emiterea acordului de mediu pentru podul de la Ungheni. Și pentru că am pomenit de podul de la Ungheni, trebuie să dau o veste excelentă, în sensul că mâine se va întruni acea comisie care va analiza proiectul din punct de vedere al mediului, iar în, să spunem, în luna ianuarie anul viitor, urmează să fie emis avizul de mediu, ceea ce înseamnă că după aceea s-a deblocat totul și se poate trece la următoarea etapă, licitarea contractului de execuție a podului de la Ungheni. Și să mai spunem că podul de la Ungheni
așa cum știm, va avea peste 1000 de metri, va fi compus din două părți, în sensul că două benzi de sens pe o parte, două benzi pe sensul opus. În capetele podului vor fi înființate foarte multe utilități necesare utilizatorilor care vor parcurge autostrada. Și pentru că vorbim de autostradă, cu siguranță că apreciem noi din România foarte mult implicarea pe care a avut-o și din discuțiile pe care le-am avut cu doamna secretar general Nabija, cu domnul director Sergiu Bejan și cu asociația, cu IDEP, una dintre, de fapt, cea mai implicată asociație din Republica Moldova, suntem convinși că autostrada de la Ungheni va trece mai departe spre Chișinău și după aceea spre Odessa. Șansele sunt foarte mari acum și trebuie să să exploatăm toate resursele pe care le avem, astfel încât această autostradă să prindă contur și să încheiem în final, odată, să nu fie întreruptă autostrada la Ungheni, ci ea să meargă mai departe până la Odessa într-un timp foarte scurt. Pentru că vorbim de 2030, sperăm că până atunci vom avea finalizată această autostradă a Unirii a 8. Să fie, într-adevăr, mai sunt puține ani până atunci, dar ca să reiterăm poate și importanța și socială și economică acestor proiecte. Domnule Bujorean, cum apreciați dumneavoastră anume pe această filieră economică, aceste noi legături peste Prut? Cum va influența, impulsiona activitatea economică în zonă, dar și viața oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului? Bine, orașul Iova este înfrățit cu comuna Petrișoaia și din componența acesteia satul Bumbăda, prin care va trece viitorul drum de acces către pod. Dar chiar dacă suntem pe maluri de Prut, o distanță extrem de mare pentru noi ne despărțea, astfel încât nu reușeam, mai ales în perioada asta pandemică, dificilă de ultimii 2 ani, să realizăm și proiecte careva comune, cu atât mai mult economice, pentru că suntem localități amplasate în munca Prutului, localități în care, sau raioane, județe, în care preponderent se practică și activitate agricolă. Agenții economici de pe ambele maluri ar putea iniția anumite colaborări și acest lucru va fi posibil atunci când ei vor fi aproape, nu doar ca și suflet și istorie, limbă și tradiții, dar și ca distanță. Iată de ce, cu desăvârșire, cred că, așa cum am mai spus, acest pod va impulsiona și mediul de afaceri, mediul antreprenorial, nemai vorbind că localitățile care se află în zone de frontieră, care au un punct de trecere a frontierei de stat, deja devin foarte și foarte atractive pentru investitori. Noi suntem în proces de elaborare a documentației pentru construcția unei platforme industriale multifuncționale în orașul Iova. Guvernul a selectat cumva 16 sau 18, dacă nu greșesc, centre regionale în care nu există infrastructură industrială și orașul Iova este unul din acestea. Păi iată, având un pod, fie el și flotant la această etapă, o cale de circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor, evident că și investitorii, inclusiv de străini, vor privi la orașul Iova și la regiunea de sud, care trebuie să recunoaștem este mai puțin dezvoltată decât alte regiuni ale țării, vor privi cu o încredere mai mare și cu o dorință de a investi. Fapt care se va reflecta pozitiv și asupra bugetelor locale în care vor fi achitate taxe și impozite și în procesul de generare a locurilor de muncă, pentru că continuăm să fim o țară în care exodul este la un nivel foarte și foarte mare. Mai ales că în zonele rurale, în raioane, chiar și în orășele micuțe, este Iova, este o problemă enormă cu locurile de muncă și cu angajarea, amplasarea persoanelor în câmpul muncii. Iată de ce aceste avantaje, de fapt, sunt multilaterale din construcția acestui port. Întrebare pentru doamna Dabija. Iată, în această nișă, aceste argumente economice, poate aceste argumente investiționale, integrarea în rețeaua transeuropeană de transporte intervine implicit și cu argumente pe zona economică, pe zona de investiții pentru Republica Moldova? Bineînțeles. Chiar domnul primar spunea că localitatea Iova este una dintre cele 18 platforme industriale multifuncționale selectate de către
o comisie de concurs, procedura fiind reglementată și derulată sub auspiciu colegilor noștri de la Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului, ceea ce bineînțeles atrage sau constituie puncte focale pentru atragerea investițiilor. Platformele sunt destinate activității de întreprinzător, dar care este cumva interconectată cu activitatea industrială. Ori industrie înseamnă și infrastructura drumurilor nemijlocit. Domnul primar probabil a omis să zică, dar sunt sigură că urmează să menționeze și despre reabilitarea drumului R34, sectorul de la Hâncești, Leova și ulterior de la Leova spre Cantemir, care la moment este în procedură de construcție. Acest sector de drum foarte important, sectorul de drum R34, care se finalizează cu alte sectoare de asemenea destul de stringente. Vorbesc aici de Cantemir, Cahul și Cahul spre Giurgiulești, care vor atrage de asemenea investiții, considerând faptul că la Giurgiulești este și portul cu o largă activitate investițională de comerț transfrontalier. Despre rețeaua TENT vreau să vă comunic o noutate de moment. La demersul semnat de ministrul Spânu încă în iunie, de care am pomenit, către Comisarul European pe Transporturi, astăzi a venit un răspuns din partea doamnei comisar cu remarca că avem toată susținerea, tot sprijinul Uniunii Europene pentru aprobarea acestei hărți și cu elementele definitorii pe traseul Ungheni, Chișinău, Odessa. Și ulterior, odată ce va fi aprobată această hartă, aceste rețele, evident că se va spori procedura și va demara nemijlocit, odată cu identificarea surselor financiare, va demara nemijlocit și activitatea de construcție a acestei autostrăzi și altor sectoare de drumuri care fac parte din rețeaua TENT. Este important că acest beneficiu este în momentul în care avem cea mai mare nevoie la moment, pentru că odată afectate lanțurile logistice de care am și vorbit, se orientează rețelele de transport, rețelele de mobilitate, de conectivitate. Și în momentul în care și Uniunea Europeană aprobă o nouă strategie de mobilitate, cu această tentativă venim și noi. Vorbeam și anterior că în acest an, până la finele anului, finisăm elementele conceptuale ale noii strategii de mobilitate, care va asigura conectivitatea cu rețelele transeuropene, cu rețelele naționale și care va stabili prioritatea selectării acelor sectoare de drumuri ce necesită a fi reabilitate și construite. Doamna Dabija, inclusiv proiectul european de conectare rutieră a celor trei mări include și Republica Moldova sau prevede conectarea regională cu una de branșă? Nu, este o conectivitate pe ansamblu. Chiar în săptămâna următoare avem ședințe cu colegii noștri din cadrul acestei platforme și evident că noi la Minister ne îngrijim ca fiecare din aceste platforme să fie conectate, pentru că obiectivul nostru este comun, cum am zis, drumuri spre Europa, drumuri spre noi conexiuni, drumuri spre investiții noi, spre oportunități clare, certe și destul de palpabile și cât mai curând realizate. Și pentru că se cer cumva în acest dialog pe care îl avem cu primarul de Leova, cu domnul Popoiuș de la Iași, cu domnul Gălușcă, doamna Dabija, poate anumite concluzii la acest final de emisiune, sunt trasate multe obiective, după cum a menționat și doamna Dabija, pe care urmează să le vedem realizate în viitoarele luni. Întrebarea ar fi, în această etapă de recalibrare, care ar trebui să fie contribuția fiecărui din noi, fie că vorbim despre autorități, administrațiile publice locale, cetățeni, pentru a face parte din această soluție? Domnule Popovici, începem cu dumneavoastră. Da, așa cum spuneam, o implicare extraordinar de importantă a fost a societății civile, a asociațiilor care militează pentru această infrastructură, pentru dezvoltarea infrastructurii, mai bine zis. Și cred eu că și în perioada următoare trebuie un sprijin. Pentru că vorbim aici nu numai de implicare a acestor asociații spre autorități, ci este vorba aici și de foarte multe elemente care sunt nu numai la instituții, ci și la
populație, pentru că avem, de exemplu, un sector de autostradă care, în momentul de față, presupune o nouă discuție, o nouă dezbatere, pentru că un sector din autostradă trece printr-o zonă locuită. Și aici fiecare își vede interesul personal în detrimentul interesului societății. Și cred că aici ar trebui un pic mai mult de acționat. De asemenea, sunt asociații care au în vedere protejarea faunei, a celorlalte elemente ale naturii, la fel în detrimentul dezvoltării infrastructurii care asigură dezvoltarea și, de ce nu, ridicarea nivelului de trai a societății din care facem parte cu toții. Pe de altă parte, cred că o dezvoltare a infrastructurii pe cele două părți ale Prutului este benefică pentru Republica Moldova și pentru România. Deopotrivă, nu e numai pentru una, pentru că s-a vorbit în urmă cu circa 20 de ani de ce avem nevoie de autostradă la Iași, că e un capăt de linie și nimeni nu mai vine acolo. De ce să avem discuții și pe de cealaltă parte, de ce să avem autostrada la Chișinău, că nu leagă pe nimeni. Iată că acum aceste toate eforturi comune au reușit să aducă ceva pozitiv. Acele aprobări pe care le-a obținut deja Republica Moldova, acele sume de bani pe care le-a atras România, sunt elemente care ne dau perspectiva. Știm ce facem, ce obținem dacă ne implicăm cu toții. Să fie, mulțumim, domnule Popovici și domnule Bujorean, vă rugăm pe scurt. Da, pe exemplu, în implementarea acestui proiect de construcție a podului la Leova, aș vrea ca fiecare instituție a statului să se lipsească de entuziasmul pe care îl avem noi acum și să-și facă onest lucru, pentru că întrebați care ar trebui să fie rolul fiecăruia. Noi avem o conlucrare, chiar dacă, mă rog, uneori primarii, administrația centrală se mai citește așa reciproc, se face constructiv doar pe probleme care vizează autoritățile locale, instituțiile statului. Aș vrea foarte mult ca și în acest proiect pe care îl implementăm acum, fiecare instituție responsabilă, serviciul disconcentrat a guvernului, să știe foarte clar. Dacă în hotărârea aceasta este scris că trebuie să faci asta, o faci. Și atunci proiectele și acesta și toate celelalte vor merge cu o viteză și cu o dinamică mai bună. Mulțumim. Domnul Galușcă. Da, eu aș spune că fortificarea rețelelor de drumuri publice, în general, o să aducă doar beneficii și cel beneficiarul final este, de fapt, omul de rând, cetățeanul Republicii Moldova sau a României. Deci așteptăm și noi conlucrare la populație în toate aspectele astea și să nu bruiem anumite procese, că de fapt dezvoltarea și fortificarea rețelelor de drumuri publice duce la o mai mare competitivitate din punct de vedere economic, atragerea turismului. Și sunt multe beneficii. Mulțumim, și multe beneficii. Doamna, dar deja un gând, suntem pe final. Construim cu respect, construim pentru cetățenii țării noastre, construim pentru poduri, pentru drumuri, pentru proiecte de anvergură, pentru apeducte și alte proiecte de infrastructură finanțate cu suportul statului român, pentru proiecte de eficiență energetică, de care nu am reușit să pomenesc, dar sunt la fel de importante, toate în beneficiu cetățenilor statului nostru și toate pentru Moldova europeană. Mulțumim mult, să fie, stimați invitați, mulțumim pentru această discuție, vă mai așteptăm la Obiectiv Comun. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de TVR Moldova, toate bune!